Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă propun aplicația WizardMe, o aplicație gratuită ce dă posibilitatea cadrelor didactice să creeze fișe de lucru și fișe de evaluare. Puteți accesa cu contul de Google această platformă, iar de la Create Worksheet puteți crea o fișă de lucru interactivă. Puteți alege o serie de activități de lucru în cadrul fișei, remarcând aici întrebările deschise sau itemii cu alegere multiplă sau itemii de tip pereche, dar puteți importa și materiale realizate în Canva sau alte fișe de lucru deja realizate. Puteți alege subiectul fișei de lucru, clasa căreia îi se adresează și de asemenea puteți salva oricând doriți fișa, adăugând-o în Drive dacă doriți. Pentru a share-ui nu trebuie decât să tastați butonul Worksheet, iar ulterior, elevii dumneavoastră vor putea accesa fișa de lucru sau de evaluare cu ajutorul codului generat. Vi se va solicita accesarea platformei, tot cu un cont de Google, iar din contul de elev, fiecare poate lucra în fișa de lucru, accesând resursele puse la dispoziție de către cadrul didactic. După cum observați, în statusul acestei activități există numele profesorului. Și acum, pe platforma digitaledu.ro, vă propun să căutăm o resursă educațională deschisă, iată, adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, o fișă de lucru ce permite recapitularea la ciclul primar. După cum observați, fișa de lucru cuprinde mai multe tipuri de item, iar dacă doriți să o utilizați și să o adaptați nevoilor clasei dumneavoastră, puteți face acest lucru utilizând butonul Use Worksheet și Edit My Copy. Schimbând atât conținutul, cât și designul acestei fișe. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!